Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre ariile și volumul trunchiului de con circular drept. Trunchiul de con circular drept este corpul rămas în urma intersecției unui con circular drept cu un plan paralel cu planul bazei și îndepărtarea conului mic obținut. Elementele trunchiului de con circular drept sunt OA raza bazei mari notată în continuare cu R mare, oprim A prim, raza bazei mici notată cu R mic, A prim, generatoarea trunchiului notată G, O prim, înălțimea trunchiului notată H, A indice B mare, area bazei mari și A indice B mic, area bazei mici. Area laterală a trunchiului de con circular drept este egală cu pi ori generatoarea trunchiului ori raza bazei mici plus raza bazei mari. Area totală este egală cu area laterală plus area bazei mari plus area bazei mici și volumul egal cu pi ori înălțimea trunchiului totul supra 3 înmulțit cu raza bazei mari la puterea a doua plus raza bazei mici la puterea a doua plus raza bazei mari ori raza bazei mici. În continuare, vom rezolva câteva probleme utilizând formulele prezentate anterior. Înălțimea, raza mică și raza mare a unui trunc de con circular drept au lungimile invers proporționale cu numerele 1 supra 3, 1 supra 2 și 1 supra 5. Area laterală a trunchiului este egală cu 189 radical din 2 pi cm Amic, determinați generatoarea trunchiului de con. B mic. calculați volumul trunchiului de con. Faptul că înălțimea, raza mică și raza mare a trunchiului au lungimile invers proporționale cu numerele 1 supra 3, 1 supra 2 și 1 supra 5 poate fi scris astfel. H ori 1 supra 3 egal cu R mic ori 1 supra 2 egal cu R mare ori 1 supra 5 și notat în continuare cu K. Rezultă că H egal cu 3 ori K, R mic egal cu 2 ori K, R mare egal cu 5 ori K. Fie A prin P perpendicular pe OA în triunghiul dreptunghiic A prim utilizând teorema lui Pitagora, obținem că A prim la puterea a doua egal cu AP la puterea a doua plus A P la puterea a doua Dar A P egal cu AO minus A prim O prim și patrulaterul PO O prim A fiind dreptunghi, OP egal cu O prim A și A prim P egal cu O O Deci generatoarea A prim la puterea a doua, notată în continuare cu G mare, va fi egală cu 5 ori K minus 2 ori K totul la puterea a doua plus 3 ori K totul la puterea a doua. Deci, generatoarea egală cu 3 ori K radical din 2. Știm că area laterală a trunchiului este egală cu 189 radical din 2 pi centimetri pătrați, ceea ce înseamnă că pi ori g, totul pe lângă r mic plus r mare, egal cu 189 radical din 2 pi. Înlocuind, obținem că pi ori 3k radical din 2 înmulțit cu 2k plus 5k egal cu 189 radical din 2 pi. Deci, 21k la puterea a doua egal cu 189. k la puterea a doua egal cu 9, dar k este pozitiv, deci k egal cu 3. Generatoarea devine astfel 3 ori 3 radical din 2 egal cu 9 radical din 2 cm. Pentru a calcula volumul trunchiului de con, vom calcula lungimile razelor și a înălțimii, știind acum valoarea lui K. Obținem H egal cu 9 cm, R mic egal cu 6 cm și R mare egal cu 15 cm. Volumul va fi egal cu pi ori 9 supra 3, pe lângă 15 la puterea a doua plus 6 la puterea a doua plus 15 ori 6, egal cu 3 pi ori 225 plus 36 plus 90, obținem astfel 1053 pi centimetri cubi. În următoarea aplicație avem o găleată ce are forma unui trunc de con circular drept, cu razele bazelor R mic egal cu 10 cm, R mare egal cu 20 cm și înălțimea H egal cu 30 cm. Determinați dacă poate fi umplută găleata, într-un minut, de un robinet care are debitul de 0,35 litri pe secundă. Ne amintim formula pentru volumul trunchiului egal cu pi ori h supra 3 pe lângă r mare la puterea a doua plus r mic la puterea a doua plus r mare ori r mic și în care înlocuind obținem volumul egal cu pi ori 30 supra 3 pe lângă 20 la puterea a doua plus 10 la puterea a doua plus 20 ori 10 egal cu 7.000 ori pi. Cum pi este mai mare decât 3,14 rezultă 7000 ori pi mai mare decât 7000 ori 3,14, obținem astfel volumul mai mare decât 21.980 cm3, deci volumul mai mare decât 21,98 decimetri 3 ceea ce înseamnă că volumul este mai mare decât 21,98 litri. Cum un minut este egal cu 60 de secunde și debitul robinetului este de 0,35 litri pe secundă, rezultă că într-un minut vor curge în găleată 21 de litri. Dar volumul găleții este mai mare, deci robinetul nu poate umple găleata într-un minut. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.